Viorica Dăncilă a vorbit despre absorpția de fonduri europene. Aceasta susține că obiectivul său este ca până în 2020 România să ia 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Le mulțumesc guvernelor din 2017 care au lucrat la elaborarea proiectelor de investiții și la deblocarea fondurilor europene. Există deja pe lista de priorități mai multe proiecte de investiții pregătite pentru a fi lansate și îmi voi începe mandatul de la o absorpție a fondurilor europene de aproape 11% și cu toate autoritățile de management acreditate. Asta ne va permite să ajungem la 30 de miliarde de euro fonduri europene absorbite până în anul 2020, adică o rată de absorpție de 72,5%. Premierul a promis că în mandatul său nu va fi introdusă nicio taxă nouă și se vor face demersuri pentru ca toate plățile să se poată face online. De asemenea, în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, premierul a promis 350 de kilometri de autostradă și 250 de kilometri de cale ferată. Există trei domenii majore în care intenționăm să facem investiții în următorii trei ani. Infrastructură rutieră și feroviară, unde vom finaliza în următorii ani 350 de kilometri de autostradă și 250 de kilometri de cale ferată. De asemenea, vom crește cu peste 50% numărul de drumuri modernizate și cu peste 33% numărul populației racordate la rețeaua de apă. Și pentru educație se promit numeroase îmbunătățiri. Educația, unde avem asigurată prin PNDL 2 finanțarea pentru cele 2500 de noi grădinițe și creșe, modernizarea a 2000 de școli, precum și construcția a 30 de cămine studențești. De asemenea, s-a vorbit și despre construirea 8 spitale regionale și a unuia republican și despre dotarea acestora cu aparatură de ultimă generație. Sănătatea, unde avem proiectul celor 8 spitale regionale și a Spitalului Republican, care vor deveni cele mai importante centre de excelență medicale din țară, dar și din această regiune a Europei. Totodată, vom continua dotarea tuturor spitalelor cu aparatură medicală de ultimă generație, începută încă de anul trecut prin dotarea tuturor spitalelor județene cu un computer tomograf și un aparat de rezonanță magnetică. Premierul propus a anunțat trei direcții principale ale mandatului său: creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, creșterea veniturilor și reducerea birocrației. Obiectivul mandatului meu este ca în 2020 România să fie în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel încât tinerii să nu mai plece din România, iar cei care deja au plecat să-și dorească să se reîntoarcă acasă. Pentru a realiza acest obiectiv, am în vedere trei direcții principale: creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea creșterii veniturilor populației, reformarea administrației și reducerea birocrației. Viorica Dăncilă a chemat de asemenea partidele din opoziție la dialog și colaborare strânsă pentru rezolvarea principalelor probleme politice.